Bună, sunt Andrei și astăzi am revenit cu aplicația săptămânii. Aplicația din această săptămână este Zedge. Pentru utilizatorii care au mai mult de 5 ani experiență în lumea Androidului, această aplicație va face să scoată un șervețel și să verse o lacrimă pentru zilele în care live wallpapers were a thing și alarma cu bufnița rupea topul downloadurilor. Pentru restul, este un centru media cu un accent de personalizare și pentru noi, aplicația săptămânii. Zedge. Cu ce dăm prima oară când deschidem aplicația? Interfața. Această aplicație este la zi ca și majoritatea aplicațiilor moderne, având totul pus la punct de la material design, ultimul trend, până la optimizări specifice pentru diverse device-uri ca să se îmbine cu interfața preinstalată. Totul merge fluid de la deschiderea aplicației și până la instalarea oricărei părți de media. Dar ca să înțelegeți ce merge fluid, trebuie să vă spun ce face minunata aplicație de care vă zic. Aplicația este un centru media care îți oferă orice îți dorești pentru a-ți personaliza telefonul. Cum intri, dai de 6 taburi: Wallpapers, Live Wallpapers, Ringtone, Notification, Games și Icons. În secțiunea de Wallpapers vei găsi aproape orice imagine vă doriți, la orice rezoluție vă doriți, pentru telefonul dumneavoastră, oferind o selecție bogată. Live wallpaper-urile au început să nu mai aibă niciun loc în telefoanele utilizatorilor de Android, devenind atât un consumator de baterie cât și un element enervant și incomod într-o manieră de design, dar pentru fanii genului va fi o categorie pe placul lor. La ringtone și notifications veți găsi tot felul de sunete numai bune pentru așa ceva, updatate de comunitate, având toate melodiile și sunetele virale pe care vi le doriți. Cât despre icoanele sfinte, trebuie precizat că însuși creatorii aplicației nu le-au permis să propovăduiască încă, fiind încă în perioada de testare, limitând astfel setarea unei iconițe pe rând și nu a unui întreg pachet. Cireașa din vârful tortului fiind faptul că totul este gratuit de la aplicație până la materialele pe care le oferă. Aplicația merge pe orice device de la Android 2.3 în sus. În concluzie, dacă ești un fan al personalizării și te-ai săturat de căutatul pe sfântul Google, aceasta este oportunitatea ta de a-ți face de cap, fiind o sursă excelentă. Ei bine, am ajuns și la finalul acestui material. Dacă vreți să continuăm această serie, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe la Android România pentru a fi la curent cu cele mai noi știri și tutoriale din lumea tehnologiei și la World Arena Gaming pentru a vedea cele mai tari noutăți din lumea gamingului. Până săptămâna viitoare, eu sunt Andrei, să aveți o săptămână cât mai bună!